Salut, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul Pasiunea și Natura. Datorită faptului că astăzi bate vântul foarte tare, am ales să pescuiesc pe un alt loc, un loc pe care nu-l cunoașteți. Sunt lângă un șfor, vântul bate de la dreapta la stânga, șforul este în dreapta, în aval, iată-l. Deci, acolo este șforul. În partea aceea, lângă malul vecin, deci lângă malul opus. Este un canal. Eu am văzut peștele sărind la marginea șforului. Vorbesc de crapi. Acolo a crescut puțină buriană. M-am gândit că el urcă pe acel canal și voi pescui cu una din lansete după ce controlez apa cu plumbul în acea zonă. Sper să găsesc un metru pătrat, doi, curat pentru a nu pierde monturile și o lansetă aici, în față. Deci, una acolo, unde se începe șorul, și una în fața mea. Încă nu am început pescuitul. Lansetele sunt pe mal, nu le-am desfăcut, abia am ajuns. Hai să vă arăt puțin locul, locația. Cineva a amenajat bine în acest loc. A terasat totul aici, ia uitați. Este un loc bine amenajat, doar că este la vedere. Eu l-am găsit liber. Voi face o partidă aici. Poate două. Să vedem. Să vedem cum răspunde peștele și ce mărime are, pentru că după cum ați văzut, când încep să prindă pești mici, peștii mari nu vin, umblă în bancuri. Haideți să încep și eu pescuitul și ne vedem la prima captură, sper. Dragi prieteni, a venit și primul pește. Așa că azi nu plec fără pește. Haideți să vedem. Ce captură avem și pe acest loc.
Iată, prieteni, am reușit și aici să prind pește. Nu este mare, dar este crapă. E bine, îl cântărim și să vi-l arăt. Iată, prieteni, peștele are 2 kg și 5 grame. E bine. E bine pentru că azi a fost o zi în care a bătut toată ziua vântul. Peștele nu a mâncat. Până la urmă am reușit să prind exemplarul ăsta. Bun, haideți să vi-l arăt. Îl eliberăm. Iată-l, prieteni. Pește frumos. Ia auziți. Încă mai sar. Poate mai prindem unul. Bun. Îl voi elibera. Uitați. Suntem aici, pe același loc, lângă șfor. Mă bucur că am putut arăta un pește și pe acest loc. Haideți să-l eliberăm. Plecat. Acum să crească mare și să vină când are un 10 kg. Facem o frumoasă filmare cu el. Bun. Mai continuu în 10 minute, un sfert de oră, dacă mai vine vreun pește, voi voi pune și acel pește în filmare. Dacă nu, ne vedem probabil pe alt loc, cu o altă filmare, sau tot aici, nu știu. Vom vedea. Eu vă mulțumesc că ați urmărit videoclipul. Numai bine, nu uitați să vă abonați, să faceți comentarii și să lăsați un like dacă v-a plăcut. Multă sănătate!